Dragilor, mă bucur foarte tare că sunteți astăzi aici la un nou video. Astăzi vreau să vă arăt câteva lucruri pe care eu prefer să le aduc mereu cu mine din România. Dacă nu știați, eu stau de 4 ani în Germania și sunt câteva lucruri pe care eu le prefer din România. Ori nu le găsesc aici, ori îmi plac cele de acolo, ori le găsesc mult mai ieftine în România, așa că de ce nu le cumpăr de acolo atunci când am ocazia. Această idee de video o am de la voi și mi s-a părut o idee super interesantă. M-am tot gândit ce lucruri am eu pe aici. Am mai primit de curând câteva lucruri din România, așa că am zis acum facem acest video. Haideți să începem cu mărțișoarele, că tot a fost 1 martie. Am aici câteva brățări, bineînțeles că aici în Germania nu există mărțișorul. Mie îmi place să port mărțișoare și îmi place și asta sărbătoare. Și de fiecare dată când am ocazia, ori primesc din România, ori îmi cumpăr singură și primesc destul de multe. Nu am timp să le port pe toate, așa că le las și pentru ceilalți ani. Le pun acolo în sertar. De ce aș arunca mărțișoarele? Le pun acolo în sertar și când vine 1 martie, le scot de acolo, mai port. Am mai primit și luna aceasta destul de multe mărțișoare foarte, foarte frumoase. Așadar, acesta este un prim lucru pe care eu îl aduc din România și mereu când vine 1 martie port un mărțișor. Să continuăm cu cărțile. Am aici două cărți în țiplă, nu am apucat să le citesc, sunt două cărți de dezvoltare personală, Arta de a citi gândurile și cum să comunici eficient. Eu mereu când am ocazia îmi cumpăr cărți, oricum nu pot să-mi cumpăr foarte multe, atâtea câte aș vrea, pentru că sunt destul de grele, ocupă foarte mult loc în bagaj, sunt destul de voluminoase și nu prea pot să-mi aduc foarte multe, așa că dacă vreau neapărat să citesc o carte, mai o iau și pe tabletă, de pe internet și așa apuc să o citesc, pentru că oricum nu am mereu ocazia să-mi iau cărți din România. Și este cea mai ușoară variantă, dar vreau să am și cărți așa, când vreau să mă relaxez, nu să stau cu ochii în tabletă. Știți că e mult mai frumos să citești, să stai să citești cu o carte în mână decât cu o tabletă sau telefon. De aici nu am de unde să-mi cumpăr cărți în limba română, doar în germană, și dacă vreau să mă relaxez, nu știu dacă aș reuși cu o carte în germană, pentru că mai mereu trebuie să stau să caut cuvinte sau ori nu înțeleg ceva, trebuie să întreb și nu mai este relaxare, este o bătaie de cap. Așa că dacă vreau să mă relaxez, citesc o carte în română, este bineînțeles ușor. Și am câteva cărți aici, nu le-am adus pe toate, am cred că vreo 10 cărți, nu știu, cam așa. Dar am văzut că se pot cumpăra foarte multe și de pe internet, așa că v-am zis, nu mereu pot să îmi aduc cărți, dar atunci când am ocazia eu mai cumpăr câte o carte. Următorul lucru, ce credeți că este? Am aici câteva dulciuri pe care le-am primit de curând, le-am și mâncat și am zis să păstrez ambalajul pentru acest video. Am aici și napolitane super, super bune. Dacă nu le-ați încercat, vi le recomand. Se topesc în gură. Sunt mega delicioase. Până acum n-am mai mâncat napolitane de la această firmă. Și mai am aici și un baton rom. Bineînțeles că aici se mai găsesc dulciuri, dar destul de piperate la preț, pentru că mai sunt magazine românești. Dar v-am zis, când
am ocazia să merg în România sau să se ducă cineva, mai bagă pe acolo prin bagaj câteva dulciuri și le aduce. Aceste neapolitane mi-au plăcut și batonul rom este delicios. După cum știți, eu nu prea mai poftez la dulciuri din România, deși îmi plac foarte mult. Am foarte multe dulciuri preferate de acolo, dar nu mai pot să mănânc pentru că au lactoză, au lapte, așa că am încercat să renunț la ele, bineînțeles, dar așa, o napolitană mai merge, sunt vegane, pot să mănânc, există și câteva dulciuri vegane, nu știu, biscuiți cu ovăz, destul de multe sunt și acolo pe care eu pot să le mănânc. Și mai am aici acești covrigei prăjeziți cu vin alb, sunt mega buni. Chiar după acest video o să deschid punga să mănânc extra pentru că mi-este poftă. Sunt foarte buni acești covrigei, când, nu știu, când îți este foame, când vrei ceva de ronțăit, sărat, mega delicioși. Și aici să știți că nu se găsesc foarte mulți covrigei de acest tip. Sunt foarte puține firme, să zic așa, și nu sunt chiar atât de delicioase. Așa că și de acești covrigei prefer să îi aduc din România. La mâncare, v-am zis, sunt și magazine românești unde, nu știu, pot să-ți mai iei conserve, pateuri, meseluri, mai aduc și nu mai știu, covrigei sunt, v-am zis, dar la un preț mult, mult mai mare. Ce mai îmi place să aduc din România este pateul. Eu mai mănânc câteodată la micul dejun, când nu am idee ce să mănânc, pur și simplu îmi prăjesc niște pâine și desfac o conservă de pateu. Aici se găsesc și aici se găsesc, dar de ce nu, când am ocazia mai vâr acolo printr-un buzunar din geamantan o conservă de pateu. Și am acolo, v-am zis, nu mănânc mereu, dar îmi place. Aici se găsește ceva, un fel de pateu. Mă refer la supermarketuri în Germania, nu la magazinele românești. Este tot așa ceva în genul, dar nu este la fel de bun. Nu este la fel de bun și mai am în frigider mai multe conserve. Aceasta nu este singura, pateu de porc, mai am pateu de pui, cred că am și pateu vegetal, dar prefer să le am acolo, v-am zis, când mi-e foame și nu știu ce să mănânc, pur și simplu desfac o conservă și am luat micul dejun. Am aici niște condimente pe care voi le-ați mai observat probabil în rețetele mele. Am aici destul de multe condimente. Am așa, îmi plac foarte mult aceste cuburi de găină de la Maggi. Le pun în supe, le pun în piure. Îmi plac foarte, foarte mult. Aici se găsește ceva de genul, dar nu cuburi. Nu prea am văzut. Sau am văzut, nu mai știu, mă rog, dar mie îmi plac acestea de la Maggi, au un gust foarte, foarte bun și v-am zis că le folosesc destul de des. Nu mai știu de unde le-am luat pe acestea, dar este un pachet destul de mare, așa că mai am destule aici, mi-ajunge o grămadă de timp. Mai am aici condimente pentru carne tocată, condimentele acestea nu le-am văzut aici pentru carne tocată, pentru chifteluțe nu am văzut așa ceva aici și carne tocată are un gust mult, mult mai bun când pun condimente specifice pentru carne tocată, așa că acestea cred că le am de la magazinul românesc, dar bune să le am acolo pentru când fac chifteluțe, carne tocată nu se știe, așa că prefer să le am acolo. Și mai am aici niște condimente foarte, foarte bune pentru cartofi prăjiți. Acestea sunt din România, le am de ceva timp,
Camis, se numește la firma Camis, super, super bune pentru cartofi prăjiți, pentru cartofi la cuptor, tot am mai folosit, acesta este al doilea pachet, dar nu fac mereu cartofi la cuptor sau așa, așa că se termină foarte greu, dar super mega bun ies cartofii cu aceste condimente. Și mai am aici de la Maggi, secretul gustului, legume, tot așa pentru supă. Îmi plac condimentele de la Maggi și mereu folosesc la supă, ciorbă, piure, folosesc și la piure. Câteodată există și vegeta, dar parcă mai mult îmi plac astea. Așadar, câteva condimente tot aduc cu mine din România sau folosesc condimente românești pentru că altfel este gustul, pot spune, simt așa gustul de mâncare românească. Cred că mai sunt condimente pe care le-aș lua din România, dar în moment pe acestea le am. Haide să trecem la pastile. Am aici lângă mine pastile. Mereu le luăm de acolo pentru că sunt mai ieftine aici. Nici nu prea primești chiar, nu să zic orice, mai primești așa paracetamol, medicamente de durere, dar nici acelea nu le, pe acelea nu le primești pe toate. Și am o gamă mult mai variată în România, la farmacia te este plin de medicamente naturale, cum ar fi acestea, Gastrin Calm de la VitaCare. Eu le-am luat toată să le încerc și mi-au plăcut foarte, foarte mult. Eu am probleme cu digestia, așa că am zis și naturale, de ce nu să le iau, să nu mai am probleme. Și chiar mă ajută foarte, foarte mult. Pe acestea le-am primit de curând, am zis că am nevoie, le vreau neapărat. Am tot așteptat, am tot căutat un înlocuitor, pentru că mereu caut aici înlocuitor la diferite medicamente ca să nu mai trebuiască să iau de acolo, dar nu mereu găsesc un înlocuitor. Și să știți că dacă auziți gălăgie de afară, am geamul deschis, sper să nu dureze mult această gălăgie. Și mai am aici Probiomax. Parasinus, multe, multe medicamente. Uitați, am aici o pungă întreagă primită de medicamente. Eu am aici un sertar pentru că nu se știe niciodată când ai nevoie de o pastilă, de burtă, de cap, de orice. Și prefer să am acolo pentru că eu oricum sunt și foarte, foarte sensibilă și mai mereu mă doare aia, așa că prefer să le am acolo decât să stau să mă duc la farmacie. Aici așa nu sunt deschise sâmbătă și duminica, sunt deschise anumite farmacii, v-am spus, nu se dă orice și nici nu găsesc atâtea pastile naturale, nu sunt nici fan a pastilelor, dar când am o durere prefer să iau o pastilă și să stau liniștită. Și mai am și aici o cremă de gălbenele. Cremă de gălbenele și ce mai am aici? O cremă de tătăneasă. Sunt bune de avut, am găsit aici cremă de gălbenele, dar nu așa mică. Nu am nevoie de un dita mai tubul de cremă. O mai dau pe buze, depinde de ce nevoi mai am, poate piele foarte uscată, inflamată, să am zis să am acolo niște cremă. Și de medicamente mai am aici și Nurofen, Debridat, medicamente pe care aici eu nu le găsesc sau nu mi se par bune.
și nu vreau mereu să mă duc la doctor, să zic mă doare burta, vreau și o, nu știu, medicamente de stomac sau chestii din acestea banale. Așa că prefer să le iau de acolo, sunt și mai ieftine decât aici. Am o gamă mult mai variată, la farmacia Tei sunt pline rafturile de tot ce vrei, de mici dureri, de dureri de aia, de dureri de aia, de ficat, de pilă, de știi și voi. Și chiar îmi place acea farmacie pentru că găsești și cosmetici și medicamente naturale. Următorul lucru, haideți să nu mă lungesc prea mult, ceaiurile. Aici nu prea sunt ceaiuri naturale, de cos de cireșe, de mătase de porumb, de ce mai este? Cos de cireșe, mătase de porumb, am aici, nu mai știu, mai am câteva, dar nu mai îmi vin. Coada calului parcă, nu, eu nu am văzut aici, nu le-am văzut, pur și simplu, am tot căutat, dar nu le-am găsit. Și îmi place așa să combin toate, pentru că știu că sunt destul de sănătoase pentru organism, îmi place să le combin și să fac câteodată un ceai. Și am vrut și ceai de tei, am aici ceai de tei. Pentru că mie îmi place ceaiul de tei, dar aici am găsit ceva care se numea ceai de tei, doar că nu avea același gust. Adică am zis, bă nene, cum, de ce nu are același gust? Nu înțeleg. Așa că am zis să-mi iau ceai atunci din România. Eu am așa o cutie mare, plină, cu toate amestecăturile de ceai. Dar am zis, hai să mai iau și extra, dacă mi se termină. Am aici, v-am arătat cozi de cireșe și mătase de porumb și sunt super mega ieftine, sunt foarte ieftine. Cât costă un ceai de ăsta? Habar nu am. Dar mi se par mult mai naturale de la noi și ieftine. 3 lei, 4 lei, cât costă un ceai. Și mai am și ceai verde. Am aici și ceai verde, așa că am destule ceaiuri. Cumpăr și de aici, dar cumpăr acelea cu arome, de vanilie, de caramel. Găsesc și aici ceaiuri destul de bune. La ce să trecem? Haide să vă arăt așa. Tămâia. Mie îmi place să mai tămâiez casa și aici, bineînțeles, nu găsesc, nici nu știu dacă găsesc, sunt biserici ortodoxe, dar n-am întrebat niciodată dacă găsesc la ei tămâie și cărbune, dar n-am avut nevoie, pentru că am destul, am cumpărat odată, o să am și nu am avut nevoie, dar probabil că dacă o avea nevoie din nou, mă voi duce să întreb. Nu știu dacă la bisericile catolice, acele mari, se găsește așa ceva, dar am zis să vă arăt și asta, pentru că este un lucru din România, așa că tămâie și cărbune cumpărăm de acolo. Să trecem la un lucru. Consider că asta se găsește mult mai ieftin în România. Aurul. Am aici cerceluși, niște cerceluși superbi. Îmi plac de nu mai pot. Sunt minunați, sper că îi vedeți și voi acolo. Este o aripă de înger, două aripi, cu niște pietre așa, superbi sunt. Și nu au costat mult, nu mai știu cât au costat, dar cred că în jur de 200 de lei. Așa ceva nu se găsește aici, se găsește niște, nu știu, niște bijuterii banale, pur și simplu banale, niște modele banale. Am văzut că în România sunt multe, nu știu, magazine, pot spune, aceștia, pe aceștia eu i-am luat din Oșan.
sunt acolo mai multe magazine cu aur. Nu știu exact de unde aduce acest aur, dar eu am acolo un magazin la care cumpăr mereu. Are prețuri super ok și pot să zic modele super frumoase și de calitate. Eu am aici un inel, l-am luat de un an, cred, sau doi, cred că 2 ani, cam așa, un an jumate, este acest inel cu aur alb și aur și vă pot spune că, nu știu, nu s-a întâmplat nimic cu el, este într-o stare super bună, adică nu este tinichea sau învelit cu aur, nici pe departe. Și atât de mult mi-a plăcut acest inel, nu m-a costat mult, acest inel m-a costat 400 de lei, parcă, cam așa, să vi-l mai arăt o dată. Dar îmi place, are o formă super și am zis că de ce nu să mai iau niște accesorii, să mai schimb și eu. Mi-am luat și niște pandantive, dar nu vreau să vi le arăt acum pe toate, pentru că aș vrea să fac un video cu ce cadouri am primit eu din România. Am aici o aripă de înger, să se potrivească cu cerceii. Eu am un lanț de aur, dar am vrut mai multe pandantive, aveam o cruce și am vrut să mai schimb, adică nu vreau să-mi cumpăr mai multe lanțuri. Am zis, îmi iau mai multe pandantive și când mă plictisesc de unul, mai schimb, așa am un lanț nou și le-am găsit acolo cu prețul super. Aici sunt mega scumpe, foarte scumpe și modele nașpa, iau pe prelucrare foarte mult, adică eu nu am văzut cercei așa. Eu am căutat niște cercei cu fluturaș, pur și simplu am dat cercei fluturaș, pe internet nu am găsit nimic și prețurile încep de la 500 de euro. Adică aur, de cât este acesta? 585 cred că este. Nu văd acum, dar cred că așa era, aur 585. Să scăpăm aici. Da. Scumpe rău, de la 500 de euro modele banale, așa că aveți că lăsați-mă. Ce contează că astea sunt aduse de la turci sau că le faceți voi aici, în Germania, le prelucrați și mai știu eu ce, pe mâna de lucru, aici nu se ia la gram sau așa, se ia mai mult pe firmă, pe mâna de lucru, pe... Da, dar de ce să-mi iau de aici când, nu știu, pot să-mi iau din România, pe aceeași calitate, super modele, super frumoase și chiar... la un preț de nimic, pot spune. Așa că aurul eu prefer să-l iau de acolo. De aici nu mă mai bag. Ultima oară când ne-am luat verighetele super scumpe, am căutat la multe magazine două verighete 2000 de euro. Da, o plăcere și pentru că am tot căutat un preț mai ieftin. Dar pe niște verighete banale, nu cu foarte multe pietricele și mai știu eu ce figuri, 2000 de euro, mi s-a părut enorm, da. Bine, nu știu de verighete cât sunt în România, dar așa, pentru niște cerceluși, un pandantiv, o brățară, merge să le iau și de acolo. Sper să nu uit să vă zic ceva. Mai am doar două articole. Ar fi, nu știu, lejeria intimă. Am aici chiloți. Cumpărați pur și simplu, nu știu, de la buticuri. Nu trebuie să-mi iau, nu știu, de la New Yorker sau... Victoria's Secret sau pur și simplu firme din acestea destul de scumpe, când pur și simplu lejerie de zi cu zi pot să-mi iau la un preț de nimic,
ca, bine, nu zic că nu cumpăr de acolo sau prefer, nu știu, să-mi iau doar din România, dar când am ocazia mai găsesc chestii drăguțe și îmi iau și de la puticurile acestea cu un preț mult, mult mai mic și de calitate, vă pot spune, și bumbac și nu știu, chiar să știți că la New Yorker și așa, unde mai există lingerie intimă, H&M, mega scumpe și nu-mi plac materialele, nu știu, eu am lingerie intimă de la H&M și nu vă pot spune că nu mă dă pe spate. Și vorbind de buticuri, să știți că anumite chestii, lucruri vestimentare, anumite haine, le văd în România, dar aici nu sunt. Pur și simplu, nu sunt, nu găsesc nicăieri, decât ce apare la Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Mango sau magazine din acestea, firme, pe care eu le găsesc și în mall, le găsesc și aici, le găsesc și în România. Doar că, v-am zis, mai sunt buticuri și magazine micuțe, nu știu, firme, nu știu de la ce firmă exact sunt. Uitați, am aici colanți. Eu am tot văzut acești colanți, sunt un pic așa... uitați ce material, nu este bumbac, sunt așa mai strălucitori. Eu am tot văzut acești colanți, nu i-am găsit aici pe nicăieri. O singură pereche de genul acesta am găsit la Stradivarius cu 20 de euro. Și am zis, de ce? De ce nu sunt și aici? Adică magazine așa... Am mai găsit magazine turcești, sunt, dar... nu au lucruri mișto. Sunt ultimele, nu știu, n-aș parli, care nu le-aș, pe care nu le-aș cumpăra. Și nu la modelele, pur și simplu. Dar am văzut că în România duc modele chiar frumoase, chiar la modă, chiar, nu știu, să te îndemne să le cumpe. Un tricou frumos cu Mickey Mouse sau acești colanți, de exemplu, pe care eu pot să-i port în casă, în grădină, pot să mai ieși afară cu ei, cu o bluză mai lungă sau... Nu prefer neapărat să ies doar așa și cu ceva scurt, nu cred, dar o bluză mai lungă să vină peste fund. Sunt perfect, sunt confortabili. Dacă ies doar pe aici, pe undeva, și vreau să mă simt mai bine sau la o plimbare, acum pentru primăvară sunt super. Chiar mi-am dorit acești colanți. Tot am văzut că se poartă în România, nu i-am găsit pe nicăieri. V-am zis așa, buticuri cu haine, magazine mici, nu prea am găsit pe aici și să fie și ceva mișto. Așa că dacă am ocazie și mai găsesc la Auchan, sunt destule magazine, sunt și multe site-uri în România cu genți, cu haine, la un preț foarte, foarte ok, mai mic ca Stradivarius, Bershka și alte magazine. Adică acești colanți cred că au fost în jur de 35 lei, unde aici nu prea găsesc. Aici nu se găsesc haine ieftine, nu știu, second hand-uri, eu nu prea am văzut pe aici, decât poate chestii așa nașpa sau second hand-uri pentru oamenii nevoiași să te duci să donezi haine și să te duci cu un buletin de handicap ca să poți să-ți iei haine de acolo sau așa, dar am văzut că în România este la modă să-ți iei haine din second hand și găsești și anumite mici comori, poți pune chiar haine ca frumoase și prefolosibile. Eu nu prea am frecventat aceste magazine, dar când mai ajung în România vreau să arunc un ochi acolo, poate pentru niște bluzițe, poate să văd ce găsesc. V-am zis, aici nu sunt, chiar
chiar nu sunt și nu știu dacă lumea de aici preferă să se îmbrace de la second hand. Cam acestea au fost lucrurile. Nu știu dacă sunt multe, dacă sunt puține. Bine, v-am zis, ar fi mult mai multe lucruri pe care eu aș vrea să le aduc, dar nu se poate, nu mereu am loc și tot așa. Pentru că, nu știu, de Crăciun, o grămadă de decorațiuni frumoase am văzut în România și n-am cum să aduc decorațiunile, să le fac în geamantan sau știu eu ce, Moș Crăciun și altele, sau alte lucruri, multe, multe lucruri, dar asta este ce pot aduc, ce nu pot, îmi pun pofta în cui. Sper că v-a plăcut acest video și următorul cred că va fi cu cadourile pe care eu le-am primit de curând din România. Sunt foarte, destul de multe lucruri foarte, foarte drăguțe, așa că am zis că fac un video extra și pentru acele cadouri. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Dacă vă place ce postez eu aici, nu uitați să vă abonați, să dați un like acestui video dacă v-a plăcut această idee. Așadar, noi ne revedem la următorul video. V-am pupăcit pe toți. Pa, pa!